Ce? Am crezut că ne mănâncă, dar pe ei s-au jucat cu noi. Vine aici, haide! Haide! Ce-i frumosule! Ei, stai, joacă, le frică de bâte, cred că ne văd cu bâte. Uitați ce oi frumoase. Hai, turcaie, hai, să-ți facă corp. Turcaie. Se alimentează, ne luăm câte o cafea și o luăm către țara Crișului și de acolo înspre Bihor. Vasiu a plecat, Sergiu e pregătit. De aici, din fața bisericii, din gura văii, încercăm să o luăm spre nord. Drumuri bune să avem. Nu știu ce aici, poate carieră sau ceva a fost. Lemne avem, să avem din belșug. Lemne este, soare este. Barieră. Au! Alele! Ia! Ce fac gros. Are câți ani are? Mulți oricum. Prima mâncare pe ziua de azi. Mâncăm acum un pic de fernească până de seară. Nu mai mâncăm. Mai grijă. Mai grijă, nu cu ăla. Nu pe aia cu lăcăria. Aia e nici ca în Hobbit. Cam așa. Am vrut să filmez feriga asta, uitați ce frumoasă e. Bă, dar e faină feriga asta, du-te băi, în vis. Și ce loc aici frumos. A început să ploacă. Ne-am pregătit de cât de cât. Vedem până când și până unde.
Și am părăsit drumul principal, da, foarte drum principal pe care am venit. Am luat-o undeva stânga, o poiană, mi-a plouat un pic. Chiar dacă am deviat un pic de la traseul care ni l-am fi dorit, la ce locuri frumoase. Suntem pe un vârf de deal, ne orientăm un pic să vedem în ce parte o luăm. Ne-a spus Sergiu să uite și cu binoclu un pic. Ai văzut ceva cu binoclu? Păi zăpadă, da. M-am uitat acolo pe limita aia. Dar nu știu ce se întâmplă cu asta. Asta ori e arasă, dar ori nu dă bine. Stai numai un pic, că mă uit și eu imediat să văd. Da, ce pășuni frumoase. Câmpul mare se numește. Cum arată aici. Acolo, în depărtare. O să vad așa clar, dar e munte cu zăpadă pe el. Uitați ce păpăcel frumos înflorit. A spus Sergiu că-s flori de măr. Dar dacă știți voi mai bine, puteți să lăsați un comentariu să-mi spuneți. Este ceva casă, stână, dealuri frumoase, țara moților, e frumos. De acolo venim, văd că a apărut și ceva țânțari. Și avem, ia uitați ce e în față, știți cum e vorba în românească, zic că urcăm în sus la deal. Noroi, păpucii sunt încărcați. Da, asta e, drumuri bune. Ce frumezi, Sergiu la odihnă. Da, trântori, lene. Avem iară de urcat un pic. Peisajul e așa cum e, dar e frumos. Ne apropiem încet de granița cu județul Bihor. Și iar urcăm, uitați-vă ce pantă e. Nu știu cât se vede de bine, dar e destul de serioasă. Bucuria lui Sergiu. Sergiu când vede panta, îl apucă depresia. Am ajuns la o intersecție de două păriașe. Iară trebuie să ne hotărâm pe unde o luăm. Încet, încet ne găsim locul de campare. No? Toc avem, toc ardem, a? Nu băga pe tarda foc. Adăpostul e pregătit.
Am închis un capăt cu ceva crenguțe verzi, să fie descoperit doar în față. Focul pe treaba lui, Sergiu la fel. Ia, ne facem câte o supă falsă, adică te-i țegea instant. Să mâncăm și un pic de zamă, că nu prea merge fără. Și dacă mai mâncăm ceva pe lângă, bine, dacă nu, la somn, ne trezim noaptea și mai mâncăm. Da, mamuță, 9:30. Și plus minus noi înainte aici, la cornul bărbușului. 8:02. E ora 3 dimineața. M-am trezit, am reaprins focul, că a fost stins. Am mai mâncat un pic și mă pun să mai dorm un pic. Uitați ce avem în față, blocaj total. Bercuri, rugi, uz, mai și ploaie, da? Trebuie să încercăm să merem înainte. Am văzut un fazan. Uș! Ce mă? Ha! Ce mă? Ce poiană frumoasă! Dar plouă și trebuie să mergem mai departe. Și în sfârșit, surpriză, să vedem ce scrie aici. Uitați, avem un vârf, un indicator. Wow! Vârful Moma, 845. Vârful Mămuța, Sfarăș, Arânda. Frumos! Și urcăm, urcăm spre vârful Mămuța. Urcăm spre vârful Mămuța. Ideea e că suntem leoarcă, la picioare și până sus. Când o să ajungem undeva, un loc mai cât de cât un pic drept, trebuie să prindem un foc, să ne uscăm un pic și atunci să mergem mai departe. Cum dacă ne sete, putem bea apă din bocanci. Asta e adăpostul provizoriu, un pic de odihnă și de uscare. Suntem chiar leoarcă. Asta i v-am mai spus, nici leoarcă. Ne-am oprit aici să mâncăm un pic și odihnim, dar cel mai mult ne-am oprit să ne uscăm. Bate fum, dar e și căldură, măcar. Am ajuns și la Mămuța, 930 de metri.
O luăm înspre Ponoraș, Arânda. Uitați ce buruiană frumoasă am întâlnit, dar nu știm ce îi. Dacă cineva o cunoaște, să scrie acolo în comentariu, să știm și noi altă dată. E foarte frumoasă, ar sta bine și într-un ghiveci în casă. Super, fain. Uite, mergi acolo. Uite. Da, sunt mai multe, deci chiar aici în față sunt multe. Uitați, aici în față e plin de ele. Să aibă un pic bui de număr. Și mergem. Și mergem. Și mergem. Sunt doi, dar ce înfloriți sunt. Oricum e fain. Bate vântul rău, nu știu dacă mă mai auziți de vânt. Dar ce vreau să vă spun, de un an și ceva când umblu, pot să zic că am ajuns în cele mai frumoase locuri pe care le-am întâlnit. Deci e ceva de poveste. Și cât am mers pe aici, am uitat să mai și respirăm. Aici. Într-acolo merge. Mai mergem și pe vale. Cum am luat așa printre deluțuri. Intrat într-o pădure de brad. Acum să vă spun ceva, poate mă ajutați. Eu nu știu exact care e brad, care e molid. Eu așa zic brad, că eu așa știu. Dacă știți careva să mă lămuriți. Dar nu-mi place în pădurea de brad. Pentru că mi se pare foarte depresivă, întunecată. Nu, prefer pădurea de stejar, de mesteacăni. Aici cred că trebuie să pregătim spray-ul și petar, dacă la ce se arată. Vin la noi. Am crezut că ne mănâncă, dar pe ei s-au jucat cu noi. Vine aici, haide. Hai frumosule. Ei se joacă, le frică de bâte, cred că ne văd cu bâte.
Uitați ce oi frumoase. Hai, turcaie, hai, să fac cu tot. Turcaie. Acum am stat de vorbă cu ciobanul, Ioana, nu l-am filmat, că ia uitați ce frumos e aici. Și mi-a spus că acum de vreo oră, două, nu mai mult, un lup i-a omorât o oaie, chiar aici aproape. A fost un lup singur și i-a omorât o oaie, nu a mai putut să o salveze. Poate avem șansa să filmăm și noi un lup, ar fi frumos. La Muneasa, dar noi de aici vrem să o luăm pe o culme în sus ca să ocolim localitățile și să o luăm spre Peiuș. Asta se numește drumul de piatră. Acolo în dreapta duce la un fal de poți. Noi vrem să urcăm dealul ăsta din față, să ținem nordul. Aproape ora 7. Cred că iar o să înceapă să plouă. Undeva acolo în față, după pădurice aia de mesteceni, vrem să ne găsim locul de campare. Undeva în groapa asta ne facem locul de dormit. Că aici suntem un pic feriți de vânt, deci bate vântul foarte tare. Stai să înceapă și ploaia. Da, aici undeva. Vedem unde reușim să ne aranjăm foaia. Foaia de cort. Am întins foaia de cort. Pusă și plouă. Am aprins focul. Mai duc ceva iarbă de pus pe jos până nu plouă mai tare. Ne pregătim de noapte. Pus ciorbica să fiarbă. Ciorbica simplă de pădure. Știți bine rețeta, ceapă, usturoi, slănină, cartofi și sare și apă. Și acum mă duc un pic să mai văd peisajul, că e foarte frumos, poate mai găsesc un lemn uscat. Că bate vântul, ploaia. Știe că îi dă drumul, nu îi dă drumul, dar e foarte norat. Deci un peisaj mirific, v-am spus și azi. Deci, asta îmi plac mie, pășunile, dealurile, munții ăștia așa mai înalți, dar fierbe ciorba, mai iau niște coaje de mesteacă. Nu se știe mâine seară. Pe unde mai? Mâine seară nu știm unde pe buzun, da? Acum aici este din belșug coaje de mesteacă. Și ușor să le uitați.
leoarcă la picioare. Ne-am mai uscat un pic unde ne-am oprit, dar doar un pic, nu ne-am uscat de tot. Picioarele pe fugi au rămas. Seara că a fost obosit tare și am băgat direct în soc. M-am luat maceta, m-am luat petarde. Dacă întâlnesc lupul, să-i tai gâtul. Uitați-vă ce frumos. Foarte, foarte frumos. Nu știu dacă găsesc capă, dar uitați-vă ce pajiște cu flori. E plin de flori albe. Cam întunecat. Și cam atât pe ziua de azi. Îți spunem noapte bună. Aici se încheie ziua a doua. E 9 și câteva minute. Așa cum v-am mai spus, am fost după apă, dar apă n-am găsit. Mai avem puțin. Ne punem la odihnă. Și noaptea lungă, de astăzi a fost lungă, kilometri, nu mulți, tare, tare exagerat, dar urcâșuri, urcușuri, coborâșuri. Ne vedem dimineața.